Salut! Suntem în data de 2 iulie și astăzi vreau să vorbim despre seceta cumplită de care nu mai scăpăm. Din nefericire, de mai mult de 45 de zile, în această zonă a județului Argeș, în partea de nord, nu a plouat niciun strop. Pământul este foarte uscat. Au apărut deja crăpături adânci în sol, ca semn al secetei pedologice grave. Odată cu uscarea pământului, și vegetația urmează același curs. Pomii au de suferit, avortează o parte din fructe, pentru că este evident lipsa apei nu le permite să hrănească aceste fructe și să le maturizeze. Cum de altfel, aceeași problemă se o regăsim și în grădina de legume. Toate legumele suferă de această cumplită căldură. Căldură care ziua înregistrează temperaturi la soare de plus 42 de grade, iar noaptea nu scade sub 22-23 de grade. Așa că, în aceste condiții de stres termic grav, plantele nu au cum să se dezvolte în mod normal ca să producă și fructe. Roșile și-au încetinit, dacă nu și-au oprit creșterea pentru că este cunoscut că temperaturi la temperaturi de peste 32 de grade procesele de fotosinteză sunt încetinite iar la temperaturi de peste 35 de grade sunt oprite. În felul acesta florile nu au cum să mai fie hrănite în mod corespunzător pentru a se fecunda și ca rezultat să producă și roșiile pe care, fructele pe care în mod normal le așteptăm. La temperaturi diurne de peste 42 de grade, polenul se usucă în floare, astfel că florile rămân sterile și ne mirăm că nu avem roșii. Nu avem cum să mai avem roșii. Temperaturile sunt extrem de mari și produc daune fiziologice plantelor. Chiar dacă le-am ajutat cu substanțe de calciu și îngrășăminte foliare, precum și apa necesară, plantele tot suferă și nu produc randamentul obișnuit. Ce este de făcut? Sunt câteva metode pe care le putem adopta. Bineînțeles, reducerea temperaturii exterioare nu stă în puterea noastră. Nu putem modifica clima. Pentru sezonul următor, dacă suntem sănătoși, trebuie să facem, cel puțin în cazul meu, să aplic udarea prin picurare. O udare care va permite asigurarea apei pe tot parcursul uh, timpului de vegetație al plantelor fără a mai avea pauze intermitențe caniculare și mai ales fără a întrerupe fluxul de apă în plantă și pom. În grădina de legume am propus să pun plase de umbrire care vor reduce din insolația solară Extremă cu care ne confruntăm. Acestea sunt câteva măsuri pe care eu cel puțin trebuie să le adopt și pe care vi le recomand și vouă. Din nefericire, trăim într-o perioadă în care încălzirea globală nu mai este o poveste. Încălzirea globală se manifestă uh, cu toată puterea ei. Iar consecințele sunt imediate și se văd în grădinile noastre. În curând vom avea din ce în ce mai puține legume și din ce în ce mai puține fructe. Pentru că, mai ales, pomii nu s-au adaptat atât de rapid la aceste schimbări. Pomii pe care îi avem în grădină. Sunt într-o zonă temperată, preferă temperaturi de maxim 27 până la 30 de grade, iar acest prag a fost cu mult depășit. Am ajuns acum să avem praguri maximale situate la 42-45 de grade la soare, ceea ce este foarte mult pentru aceste plante. Încercăm să ne adaptăm, ne vom adapta tehnologiile pentru că altă șansă nu avem. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi și de grădina voastră, de pomii voștri, de florile voastre. Numai bine!